Cârmeciorus, cârmeceanus, cârmecionus pe grătarus, bă, Răzvi, bă, ce faci, bă? De ce dai foc, bă, la un copil pe grătar? Nu știi ca, bă, incantația. Fac o incantație ca să dea oamenii like la videoclip în momentul ăsta. Acum apăsați pe butonul de like. A, și de asemenea l-am invocat pe satana, e chiar în spatele tău. Cum, ce? Bă, băieță, așa apăsat dată pe butonul ăla de like, ce faci? N-ai apăsat încă, vrei să-ți spar capul, vrei să te rup? Căzi în picioare, vine, mă, bată, bă! As malagas, buba bubas, emelal, chele, chele, bă, Răzvi, ce faci, bă? De ce-i pentagrama asta, bă, aici, bă? Și de ce-s copiii ăștia în ea, mă? Bă, oprește-te că îmi strigi ritualul și dacă nu fac cum trebuie, greșim tot, bă! Bă, tu ești nebun, mă? Ce ritual faci, mă, pe copii? Este un ritual simplu. Eu doar trebuie să sacrific doi copii ca să primesc notă mare la matematică, că vine vacanța și dacă nu primesc notă mare, rămân corigent și dacă rămân corigent, rămân repetent și mă bate mami și mă umoară și am găsit ăștia doi copii, i-am păcălit că le dăm cadene și i-am adus aici, i-am băgat pe pentagramă, fac ritualul, o blestem pe doamna profesoară de matematică, primesc nota 10 și gata, atâta tot, mare brânză, am văzut pitică. Bă, dar tu te-ai gândit să înveți ca să iei notă mare, nu să sacrifici copii? Da, am învățat cum să fac un ritual satanic ca să iau notă mare. Doamne, bă, Răzvi, bă. Mi-a luat jumate de an să învăț ritualul ăsta, lasă-mă că dacă greșesc acum o să se întâmple numai chestii rele, bă, lasă-mă. As Mulligan, să nu mă întrerup, nu mă întrerup, te rog frumos, bă, nu mă întrerup, bă, că dacă mă întrerup... Nu mai face, bă, ritualuri satanice, bă, aici! Asmonidas, mele menus, osteles, echele, teches, echele mes... Bă, calmează, numele Duhului Sfânt! Bă, de ce-i vocea aia? Nu era vocea mea. Nu era, așa, cui era? Am greșit ritualul, bă! Aurea, uite de ce-i făcut, bă, ce s-a întâmplat? Buga, buga, ce proști sunteți că ați greșit ritualul, bă! Ați în loc să faceți ritualul pentru nota 10 la matematică, ai făcut ritualul să vină diavolul pe planetă, să vină apocalipsa și să vă fur sufletele. Ce vrei sunteți? Hai să vă fur sufletele acum! Bă, ce ai făcut, bă, din nou, bă? Ți-am spus că greșesc, că dacă greșesc ritualul se întâmplă chestii rele, bă, acum o să ne mănânce diavolul. Stai, nu-ți faci griji că nu poate să iasă din cercul ăsta perfect de pentagramă decât dacă strică cineva. Asta e închisoarea lui și trebuie să avem grijă să nu iasă absolut nimeni. Bă, ce caută copilul ăla acolo, bă? Tu să-mi spui, bă, ce caută, bă, că e ritualul tău. Ce proști sunteți că trebuie să folosiți un singur copil pentru ritualul ăsta, bă? Ce l-ați adus și pe ăsta, că mie nu trebuie copilul ăsta. Oprește-mi, bă, oprește-mi, e numai vina ta, bă, e vina ta. Ce s-o oprești, bă, că tu ai făcut ritualul să iei notă mare la matematică, bă? Nu trebuie să-i, stai, trebuie să-i facem fețe. Gu-gu-ga-ga. Bă, tu nu trebuie să faci ritualul, că tu nu știi să citești. Cu cine vorbești, cu mine sau cu el? Tine. Bă, copile, te împușc dacă treci de chestia asta de aici. Te împușc, bă, oprește-te, bă. Îl împușc, bă, îl împușc, stai așa că ăla cum l-am împușc, nu. Bă, a trecut de chestia asta, bă. Bă, la unde? A distrus cercul, bă. A distrus cercul, bă. Bă, nu mai avem, nu mai putem să facem nimic. Acum e timpul să vă mărâng sufletele. Dai, bă, dai repede, bă! Nu, bă, bă, nu știu, nu văd, nu văd deasupra, nu văd deasupra la volan! Nu văd deasupra, bă, ajută-mă, ghidează-mă pe ce să merg! Dai cu spatele, nu cu fața, că e ăsta aici! Încerc să-mi calc, liniștește-te, bă! Parcă nu vedeai! Mihai! Dă-te la o parte! Mihai! De ce conduci tu? Doar liniștește-te, este doar satana care vrea să ne sfură sufletele, să ne omoare, să aducă apocalipsa pe pământ. Nu te mai panica atâta! Tu auzi ce zici? Îl călcăm! Nu-l călcăm, bă, că e satana, ești de bă! De ce nu merge, bă? Nu merge să-l calc, bă! Bă, pentru că e satana, bă, cum vrei să-l calci, ești nebun? Așa e, bă, prește, foarte bine spus. Dai, să mă opresc, de ce să mă opresc? Nu, bă, dai, mergi, nu te opri, că e în spatele nostru, uite-te, e lângă mine! Păi, dar mi-ai spus să mă opresc, bă, mi-ai spus... Nu te opri, glumeam! Gata, dă-i în față. Bă, mergem! Hai, ocolește asta să nu intri în ea! Nu, bă, eu ocolește, bă, ocolește, bă! Gata, bă, cred că am scăpat, uite că nu mai văd nicăieri. Bă, doamne, bă, tu ești sigur că am scăpat, bă? Bă, e în spatele nostru, bă! E în spatele nostru, dai, mergi, dai, mergi, dai, mai, dai, 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 apasă accelerația! Apasă accelerația! Bă, e în față, bă, dai cu spatele! Ce-i peste, dau! Cu spatele! Dau cu spatele, merge! Bă, e în spate acum, bă, dai în față, bă, ce faci, scapă de el! Îi dau în față, bă, stai de aici! Bă, e aici, bă, te-ai lovit de el! Voi realizați că eu sunt satana, nu? Adică mă teleportez și ajung unde vreau eu. Faceți-mi și mie loc că vin acolo în spate. Bă, cum adică, bă? Haideți, băieți, unde mergem? Bă, aruncă-te de pe pod. Să mă arunc de pe pod? Da. Ce pod? Intră în aia. Intră în benzinărie. Bă, voi realizați că vă aud, nu? Voi realizați că vă aud și... Intră în benzinărie! Stai!
gata, am ajuns acasă, nu mai vorbim niciunii despre ce s-a întâmplat, cred că am scăpat de el, nu, ne prefacem că nu s-a întâmplat niciodată chestia asta și ne continuăm viețile fără să ne gândim la diavol vreodată. Ok, ok. A sunat la ușă, bă. Bă, nu deschide, mă, că poate e chiar el, e diavolul. Bă, de ce să fie, bă, dacă am scăpat de el, n-are cum să fie, bă, de ce ar fi el? Mă, Maria, mă, și e diavolul, știe mereu unde suntem. Alo, sunteți diavolul? Nu sunt diavolul, puteți să deschideți. Bă, are vocea lui și uite-te tu că se vede pe geam că el e. Nu sunt diavolul, a zis că nu sunt diavolul, puteți să deschideți. Bă, Răzbi, bă, uite-te, bă, că chiar el e, bă. Bă, nu e el, mă, cum ar putea să fie? Cum adică, mă, că bă, da, pe geam, spus, tu n-ai bă, ochi, bă, uite, stai când deschid, bă, domnule diavol, dumneavoastră. Oh, aveți niște suflete pe care trebuie să le dați înapoi. Bă, tu i-ai și zis, domnule diavol, înainte să deschizi aia, tu ești nebun. Mama mea rău mi-a spus că trebuie să am respect față de oamenii mai bătrâni. Domnul diavol cred că are peste 100 de milioane de ani. O să murim din cauza ta din nou. Nu murim decât dacă deschidem iară ușa și ușa asta e închisă cu cheia, înțelegi? Bă, ce faci, bă, că a deschis-o, ce cheie? Bă, eu am cheile de la toate casele de pe planetă, că-s domnul diavol. Veniți încoace să-mi dați suflet. Nu, domnule diavol, stai, oprește! Nu, oprește-te! Ajutor! Ajutor! Gata, bă, gândește-te repede, gândește-te, nu te panica, e doar diavolul care vrea să-ți fure sufletele. Bă, de ce crezi că nu poate să treacă de ușa asta diavolul? Că e închisă, bă, bă, asta chiar nu poate să treacă, bă. Bă, ai uitat, bă, de când a zis că are cheie la, de la toate ușile? Bă, că, bă, chine ușa, bă, 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 nebunule. Eu doar vreau să vă mai văd cum vă mai chinuiți așa și aștept puțin aici și după aia vin să mă omor. Bă, asta vrea să ne omoare, bă. Da, am un plan. Ce plan ai? Fă ceva. Mai facem un ritual satanic cu celălalt bebeluș, dacă și așa ne-a rămas. Bă, tu ești nebun, data trecută când ai făcut ritual satanic, l-ai chemat pe ăsta. Vrei un cârnăcior? Bă, oprește-te, bă, cu cârnații. Vrei doi cârnăcior? Oprește-te cu cârnații, am zis. Vrei trei cârnăcior? Bă, ești topit? Bă, stai nimic, bă, tura asta, dacă nu mă întrerup din a face ritualul, sigur o să meargă, bă. Crede-mă pe mine. Bine, și... Bă, uite, fii atent. Nu zic nimic, nu te întrerup, îl faci tu cum vrei, dar să dea Dumnezeu să fie satan aici, că, băi, e doar vina ta și o recunoști, da? Bă, satana e acolo, bă, n-are cum să mai fie aici încă o dată. Bine! Da, bă, eu sunt aici, bă, deci nu mai are de ce să-ți fie frică, stai liniște. Să înceapă ritualul, cârnăciorus, cârnatus, cârnecus, cârnececus, satanus, sătăneanus, stăteanus. Ăsta e ritualul tău, bă, cu cârnați. Bă, taci, bă, n-ai auzit bine, bă, n-ai auzit partea bună, satanus, de ce mă întrerup? Nu mă întrerup, bă, că iar au... Bă, satanus, anus, satanus, anus, satanus, anus, anus, satanus, cârnăciorus. Bă, nu mă mai întrerupe, bă. Bă, pe bine, bă, tu mănânci cârnați acum, bă, se stică tot aici, bă. Stai, ajută-mă să-i dăm, dau cârnați în gură la copil. Cafe nu merge ritualul. Satanus, cârnațus, cârnăcionus, cârnăcionus, cârnațus. Bă, dacă nu mă ajuți acum să-i pun asta, nu se mai meargă planul deloc. Satanus, satanus, cârnăcionus. Bine, bă, hai că vin, da, hai. Nu mai merge, bă, s-a stricat tot, bă. S-a stricat, bă, nu mai, s-a stricat ritualul. Bă, bă, ia ce-ai... Asmodeus, cârnațus, satanus, satanus, cârnațus, cârnațus, Asmodeus. Asmodeus, cârnațus, satanus, satanus, cârnațus, cârnațus, satanus. Uite, bă, vezi, a venit diavolul, bă. Bă, are pentagramă, ești nebun. Da, mă, păi normal că vine din ea, ce vrei să aibă, bă? Acum o să ne ajute să facem ritualul. Dar l-am greșit, să nu spui nimic, bă, că poate nu-și dă seama că l-am greșit. Bă, ați făcut un ritual în care avea să transformați un copil într-un cârnaț demonic. Ne-a pensat că am greșit ritualul, bă, și nu mai e vina ta, bă. Bă, cum e vina mea, bă? Bă, tu ai făcut ritual să transformați. Nu, ritualul de cârnaț demonic. Vrem să scăpăm de diavol. Bă, ăla-i tata, mă, vrei să scap de tata? Bă, tu vrei să tu mă enervezi, tu-ți bagi joc de mine acum? Nu mă joc de tine, nu, bă, el nu-și bate joc. El a făcut ritualul greșit. Bă, eu n-am făcut e vina lui, că din cauza lui am greșit. Bă, asta a făcut, mă, zicea de cârnaț și satani. Bă, n-am timp, bă, terminăm repede ritualul aici. Hop, bă, de ce scuip eu pe el? Bă, ce merdă m-a fost aia, bă, ne-a scuipat pe ochi. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, dar măcar uite că nu s-a mai întâmplat nimic grav, bă. Doar să nu te uiți în spate, atâta tot. Bă, a intrat, bă! Bă, nu, stai liniștit, că nu-ți fac nimic, frate. Eu doar vreau să-l văd pe Fimiu cum se transformă. Fitu? A făcut vraja pentru Fimiu, acum se transformă. Cum adică se transformă Fitu? Bă, ce ai făcut, bă, copile? Bă, n-am făcut eu nimic, bă, stai așa, stai că poate e ceva bun. Doamne ferește, ăsta e fiul dumneavoastră? Bă, te ești de bun, bă! Fiul lui e Sonic de coșmar, bă! Din cauza bă, copilule, bă, uite-te ce ai făcut, stai că poate e de treabă. Vrei un cârnăcior cu oase mănânci, domnule Sonic? Bă, tu-i dai cârnăcior acum lui fiul ăsta? Da, uite că are mâinile făcute din cârnaț, bă, mă gândeam că poate îi place cârnațul. Cârnațul e lucrul pe care îl urăsc cel mai tare. Am venit aici să vă omor cu totul, eu și cu tata. Vă luăm sufletele la amândoi. Venit să vă luăm suflet. Nu, vă rog. Bă, uite-te ce ai făcut, bă, copile, bă, o să ne omoare, bă, ne iau ăștia sufletele, bă, din cauza incantațiilor tale. Ia vină cu aceste de mâncă. Nu, mă, nu, mă, nu!
Bă, ce căutăm bă aici, bă? Ce-i cu catedrala asta? Ce-i cu omul ăsta? Bă, suntem pe taci, mă! Suntem la cel mai respectat părinte, părintele Axinte, bă! Tu nu știi cine e? Uită-te la el, bă! Este cea mai frumoasă și mare capodoperă de artă biserica părintelui Axinte, bă! Cine-i, mă, părintele ăsta, Axinte, bă? Bă, uite, bă, nu mai râde că el o să ne scape din toate belele lui, să-i facă exorcizare lui Satana. Haide să mergem să vorbim cu părintele, bă, haide, vină cu mine. Bă, tu ești sigur, bă, că asta e o biserică adevărată, bă, sunt șoareci îmbrăcați în călugări, bă. Bă, ce șoareci, nu poți să fie preot sau cum? Bă, taci-mă odată, bă, hai, bă, vină, mă, cu mine, bă, să vorbim, bă, cu ei. Uite-te, bă, la el. Domnule părinte Axinte, bă, nu mai vorbi, mă, nu mai vorbi peste mine, bă, tu ești nebun, ce să... asta, cine e, mă, el? Preotul, domnului preot Axinte, uite-te la el, bă. Bă, are o pentagramă, mă, pe cap, cruce, întoarce pe toți, ești nebun la cap, ce preotul, preotul? Bă, trebuie să-i facă exorcizare diavolului și așa funcționează, bă, e preotul și preot. Exorcizarea, pe tine facem chiliuță exorcizarea. Nu, facem exorcizarea, facem pe domnul părinte preot, adică pe Satana, Satana, trebuie să vină imediat. Pe Satana le exorcizăm, da. Bine, trebuie să-i facem capcană, nu Satana. Ce capcană-i facem? Întoarceți-vă și uitați-vă spre geruri. Bă, e ceva neregulă aici, bă, tu nu vezi ce voce are? Da, e voce de părinte, bă, ce voce să aibă? Părintele cui, bă, părintele, poate diavolului, ești nebun? Bă, așa o voce, părinții și preoții. Ce vrei atâta comentezi de mine? Când eram mic, am fumat multe țigări. Întoarceți-vă cu spatele a mea! Bă, întoarce-te, bă, întoarce-te, întoarce-te, așa, așa, întoarce-te. Nu v-am uitat și numărați până la 5, 3, 4, 5, uitați-vă în spate. Să ne uităm să... Bă, bă, e diavolul, bă, uite-te la el și cu fiul sub, bă, eu te-am zis că e ceva... Bă, ce glumă bună, frate, ce fraier sunteți, bă, chiar că ne-ați că ăsta-i părintele Axinte, bă, uitați-vă la el cum arată, bă, zici că-i mai demon ca mine, bă, hai să vă mâncăm acum, să vă luăm sufletele. No, vă rog frumos, vă rog frumos, bă, dar de ce eu primul? Da, bine, de fapt, vă mâncăm pe amândoi deodată. Uite-te, bă, de ce-ai vorbit, bă, că măcar poate unul scăpa așa, bă? O să ne mergem pe mâncai, bă! Bă, uite-te, bă, că tu ai făcut, bă, nebunia asta, bă! Bă, lăsați, bă, nu mai vorbiți atâta, bă, că vă mănâncă acum, veniți încoace! Nu, bă, nu, bă, nu, bă, nu! 100 de dolari, 200 de dolari, un ralțator de rachete, 3 pistoale, s-a făcut, e bine așa? Bă, Răzvi, bă, ce căutăm aici, bă? Bă, suntem la magaz, bă, taci, bă, că vorbesc cu ăștia, nu vezi că fac aici un deal pe viață și pe moarte, cum ar veni, scoate banii. Ce deal faci, bă? Cu Satana? Bă, nu, ăștia sacoliții, bă, nu, ăsta e magazinul satanic, bă, aici poți să cumperi arme cu care poți să-l omori pe Satana, bă, arme cu care numai cu armele astea poți să-l omori și costă foarte mult, bă, costă 5 suflete, bă, eu n-am atâta. Păi și de unde iei 5 suflete? Bă, nu știu, bă, mă gândeam că ai tu vreo 4, că ești gras. Aaaa, asta era. Da, bă, păi... auzi, bă, copilule, bă, bă, taci-mă, bă, creierul ăla tău de mop, ce ești? Bă, păi, poți să-mi promut asta, vă rog frumos, mi-a dat și mie puțin? Ia uite-te, vă, bă, aici, cu ce trag. Mamă, ia uite, ia uite cum trage. Ține-o, bă, departe de mine, oprește-te, bă. Vrei să te împuși, vrei să te împuși, că te împuși, mâine e sus, ridică-le. Bă, de ce pleacă ăștia, bă? Bă, unde se duc? Bă, unde se duc ăștia, bă, ce fac? Unde pleacă? Bă, ăștia. Bă, astăzi iară că vine Satana, că ăștia de-aia fug așa, bă. Și n-am apucat să cumpărăm armele, bă, e vina ta, bă, Mihai. Bă, le luăm pur și simplu, bă, că suntem în magazinul omorât și după aia plecăm, bă, tu ești nebună. Trebuie să ne și facem un ritual, bă, satanic, bă. Să le facem... Ce ritual, bă, să le mai facem, bă? Ai credere în mine, ritualul ăsta satanic pe care îl fac? No. Ia RPG-urile alea, pe ambele, și facem ritualul satanic sfânt, ca să mă sfințești, bă, ai încredere în mine, ia-le. Cum adică, bă, să iau ăstea două ca să te sfințesc? Bă, trebuie să treci prin foc și apă ca să te sfințești ca om. Trage în mine, spargem capul acum. Spargem capul, am spus, spargem capul, ai încredere în mine. Ajută-mă, bă, de ce ai dat așa tare, bă, că mi-ai rupt picioarele, bă? Gata, Mihai, sunt sfințit, uite-te la mine, bă, sunt. Bă, ce Dumnezeu ai făcut? Bă, ai încredere că asta, acum, bă, când o să vină, nu o să aibă nicio șansă. Bă, cine crezi că bați, bă, te crezi mai șmecher ca noi? Sunt sfințit, acum nu mai aveți nicio șansă, sunt Răzvi sfințitul. O, nu, a pus mâna deja pe armele satanice. Haide, Mihai, să tragem cu toții deodată în ei, luați de aici. Ia, bă, uite, bă, ai reușit, am reușit să-i omor, bă! Da, bă, l-ați omorât pe tata, l-ați uitat de mine, bă. Și pe versus mine nu funcționează armele satanice. Ia de aici, Răzvi, dă-mi sufletul tău. Bă, Răzvi, bă! Ia de aici, ia și tu, Mihai. Bă, nu mă, nu mă,